Născătoare, Dumnezeu și Bunul de Fecioară Maria, cu putere 50 de viață, Făcătoare Cruci,
Cu ocrotire cerești în rugăciune puterii cu rugăciunea cinestului și Maritul Prorocul înainte mergătorul Botezătorul Ioan. Ale Sfinților Mariță și într-o rodață, apostol, centru Sfinți, părinții noștri, mărdascăle, gămiți și erari, Vasile cel Mare, Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, cu ale Sfinților Atanasie, Chirin și Ioan, cel Mărăsit Patriarh Alexandrii, Nifon Patriarh, Urbanul Sadinopol, centru Sfinți, părinții noștri, Nicolae, de Mila, Lichii, Spiritul, Atimitul, de Făcător, de Minări, ca ale Nicolae, Cernica, Iosif, cel Maior și Saba, cu atâtură Sfinților, Sfinților Ierarhi, cu ale Sfinților Mocenice, Gheorghe, Purtător de virință, Dimitri, izvorător de mine, Teodoro Tiron, Teodoro Stătilaș, Ioan cel Nou, ca Sfântul Mucenic, Aralambic, a Sfinților, Mărturisitorii, Ion Valah, Nicolae, Ioan cel Nou, Ioan și Moise, cu ale Filipinciosului, pe voce, ca cel Mare. Și binecuvintează moștenirea ta, virință, Ana și Dana,
Signori Mariana, Patricia, Giulia, Citeo. Bravo, Eca, cu fii și nepoți, Signor Maria, cu fii și nepoți, Elena, Felix și Paul, Andreea, Mariana și fiei Maria Nicolae, Elena, Ștefan, Vlăduț, Ilian, Dănuț, Silviu, Gheorghe, Maria Nicolae, Dana, Ștefan, Maria Lucica, cu fii și nepoți, cu fiul Gheorghe, bolnav, cu fii sănătate, Ileana, Gheorghe, Liliana, Nicolae, Sergiu și Lucica, și robii tăi, care se vor pomeni Ioan, cu toată casa lui, Dumnezeu, cu toată casa lui, Raveca, cu fii și nepoți, Însuși, Stăpâne, sfințește odrele în acesta, Amin. Ca să fie celor care se vor unge spre tămăduire, spre izbăvirea toate patima și întrecine și atât de răutatea, ca și într-o aceasă preaslăvească, preaslăvească numele Tău, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, zdrăbirile, sudurile și a trupurilor noastre, în sus, Stăpâne, sfințește undorenul acesta, Amin. Ca să fie celor ce se vor unge de neascătă năduire spre izbăvire de toată patima și întinecinea trupului, a sufletului și de toate răutate, ca și într-o aceasta să se preamărească în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sufletelor și ale trupurilor noastre, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima, înțelepciunea trupului și a sufletului de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Robide sfetelor și trupurilor noastre, și Stăpâne, sfințește undere în acesta. Amin. Ca să fie rogurătă și se vă rog despre tămădirii, izbăvirii de toată patima, întinăciunea trupului a sfetului și toată răutatea, ca și într-o aceasta să se vrea să vească sumele Tău al Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, care cu mila, cu îndurare Tale, tămădești dorbirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Doamne, sfințește unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduirea trupului, asupra și toată răutatea, ca și în vreo aceasta, să prea slăvească prea sfântul Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit,
sau dusăsându-l la via Divinitiu. Este din întâmplare împreunțul cumpărat care aceea, dar văzând că l-a trecut pe alături. Tot așa și un levit sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care, printre care văzându-l, s-a făcut milă de el și apropiindu-se, a legat repede, turnând peste de unde lemn și vin. Și punându-l pe dobitocul său, a dus-o în casă pe oaspe și a avut grijă de el. Iar a doua zi, scoțând ordinarea la gazdei și a zis, ai grijă de el și cine mai tătui că mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care dintre acești trei se pare că a fost aproape de celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns, cel care a făcut milă cu el. Iisus i-a zis, du-te, fă-ți tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Să ascultă Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. De Sfânta Evanghelie, de Sfânta Evanghelie, Matei, pace tuturor. La vrătie, Doamne, Doamne, ține. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în casă de Dumnezeu, să nu s-a prăcut să a prins de vigor și s-a vinde și-a lăsat frigurile și s-a ridicat și sunt iadului și făcându-se seara au adus în mult demonizat și a scos după vrea afară în cuvântul că tot pot avea ridicat ca să se mânească cele spuse de Isaia prorocul acesta neputințe noastre va și bolurile noastre le-a ascultat văzând Iisus poporul să vă mânțuce nici să treacă de cealaltă parte a mării și propindu-se în răcurare a zis învățătorul vreau să te urmezi unde vreme Iisus i-a răspuns, spun că ne-au fiind lui și fără să răgele cu iubării, iar fi unul lui n-are cum să trece capul. Un altul creucenic i-a zis, Doamne, dă voie, vii să mă duc în roate tatăl meu. Și Iisus a zis, vină pe mine și lasă-mă din roate morților. Din rândul el în corabie, ucenicii, pe cei ce vrate maicii sale, puterea cinste și de viață, păgătoare cu cea Sfântul Apostol Iacob și cu ale tuturor Sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Spuneți voi mai binecuvântați, mai binecuvântați, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze, de sănătate trupească, mântuire sufletească, să vă durească. A doua oară, binecuvântați, binecuvântat. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze sănătate și mântuire să vă dorească acum și pururea și în veci vecilor. Este loc de mai multă credință, este loc de mai multă rugăciune și de mai multă postire. Iată-ne din nou împreună în perioada postului, perioada pe care cred că dumneavoastră, cei prezenți, eventual și cei ce ne vor privi, v-ați angajat la această lucrare cu dragoste, cu bucurie,
primind-o sau așteptând-o sau acceptând-o ca pe o reală sărbătoare. De aceea, când suntem în preajma postului, să nu avem starea aceasta de îngrijorare. Starea de îngrijorare în sensul de ce vom mânca sau ce vom face în perioada aceasta. Să avem starea de îngrijorare special focalizată pe starea noastră duhovnicească, starea noastră de păcătoșenie și propunându-ne să ne trezim la adevăr, să ne trezim la credință, să ne trezim conștiințele, tocmai cum îndeamnă și cuvântul Scripturii, deșteaptă-te tu cel ce dormi, că te va lumina Hristos. Și aceste întâlniri de seară, de binecuvântată rugăciune, sunt sau au darul de a aduce această lumină a lui Hristos în mintea și în cugetul fiecăruia. În fiecare dată, la început de post, vorbim ce este post. Vorbim cum să postim, eventual să dăm și rețete. Rețete are cine să dea. Rețete de mass media, în diverse figuri, de staruri, de muzică sau de alte asemenea figuri, care se pricep să spună sau se laudă cum postesc. E bine, când postim, nu ne lăudăm. Este o lucrare interioară a noastră, este o lucrare a ființei noastre, a minții mele. Este o lucrare cu mine însumi și cu familia mea, de ce nu? Pentru că nu pot să mă detașez, să mă rup de familia din care fac parte, de copiii mei, de soț sau de soție, de părinți și așa mai departe. Ce am putea să extindem lucrarea postirii la familie, care este nucleul, este biserica cea mică, în care sunteți chemați să slujiți pe Hristos în felul acesta, pentru că cel ce postește, iubește pe Dumnezeu, să știți. Cel ce postește și cel ce se roagă de dovadă de o relație serioasă și sănătoasă cu Bunul Dumnezeu. Prin iubire avem noi nevoie de a-i arăta lui Dumnezeu cât îl iubim. El ne știe pe fiecare și nu putem să ascundem nimic de El. Să nu vă amăgiți că la spovedanie veți tăgădui ceva. Ce ați fi putut face să nu știe Dumnezeu? Absolut nimic. De aceea preotul nu trebuie să fie la spovedanie ca un detectiv. Cum din păcate ne mai transformăm astăzi în detectivi. Spunem așa, de ce asta, am auzit și asta, sau asta. Este numai un martor, zice preotul, în pregătirea pentru spovedare, iar eu sunt numai un martor ca să mărturisesc înaintea lui Hristos ce îmi veți spune mie, iar îmi veți ascunde ceva, să știți că toate păcatele îndointele veți avea. V-ați seama, dar de vreme ce ați venit la doctor, să nu vă întoarceți nevindecați. Este o atenționare a fiecărui creștin care vine cu gând de pocăință și să se spovedească sincer. Este o trezire la conștiința păcatului, să ia seama ca să nu să trezească cu păcatele îndoite. Așa că aș vrea să vă citez puțin despre ceea ce vorbește atât de profund Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care Biserica Ortodoxă îl prăznește pe parcursul acestui an, când se au împlinit 1600 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Unul dintre cei mai mari dascăli de credință și de învățătură, de teologie. Și iată ce spune frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, foarte valabil, ca să nu ziceți că trebuie să ascultați de noi. Iată, ascultăm de Sfinții Părinți. Iată atitudinea Sfântului Părinte din secolul al IV-lea. Așadar,